Emoții pentru absolvenții claselor a 12-a. A doua sesiune a examenului de bacalaureat a început luni cu probă orală la limba și literatura română. Peste 150 de elevi din Făgăraș și Victoria vor susține examenele restante în această sesiune. Este vorba de cei care nu au promovat examenul de bacalaureat în prima sesiune, dar și de cei care nu s-au prezentat la sesiunea din iulie din cauza curigențelor. De asemenea, s-au înscris și elevi care au picat examenul în anii anteriori. Pentru sesiunea august-septembrie 2009 s-au înscris 167 de elevi, din care 120 vor susține proba scrisă la limba și literatura română. Examenul va continua în zilele de 18 august cu proba de limba și literatura maternă, respectiv 19 august limba și literatura modernă. Prima probă scrisă la limba și literatura română se va desfășura joi 20 august. Susținerea probei obligatorii a profilului va avea loc luni 24 august. Proba la alegere din area curriculară corespunzătoare specializării scrisă sau practică este programată marți 25 august. Miercuri va avea loc ultima probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzătoare specializării. În data de 28 august vor fi afișate primele rezultate și se vor putea depune contestații.